Bună ziua tuturor, bine ne revedem. Avem o serie de subiecte importante astăzi. Unul dintre ele se referă la taxa pentru salubritate. După cum bine știți, săptămâna trecută a avut loc o ședință la Consiliul Județean, prin care s-a inclus în taxa de depozitare de la depozitul ecologic de la Girov, pe lângă taxele aferente și modificările efectuate ca urmare a majorării salariului minim pe economie, s-a inclus și acea taxă de 80 de lei pe tonă, o taxă la care se va adăuga și TVA-ul, ceea ce impune practic un preț la deșeuri mai mult decât dublu. Cunoașteți deja situația, știți că groapa sau depozitul temporar de la Roman este în momentul de față aproape plin și în perioada următoare va trebui să luăm și noi o decizie. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu operatorul de salubritate, noi am reușit să negociem un preț de transport de 13,5 lei pe tonă, dar nu acesta va avea o influență semnificativă în taxa de salubritate, ci, așa cum vă spuneam, această nouă taxă aprobată de Consiliul Județean de 154 de lei pe tonă, care include, așa cum vă spuneam, toate aceste taxe, plus, din punctul meu de vedere, uitându-mă pe expunerea de motive de la Consiliul Județean, nu mi s-a părut normal ca la această taxă să se adauge și cheltuielile indirecte. Cred eu că acolo au comis o eroare de cei de la Consiliul Județean. Văzând o opinie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, această taxă fiind inclusă în tarif, ar trebui să suporte și TVA. Aici să spunem că putem accepta, deși și asta mi se pare un pic exagerat, dacă e o taxă specială, nu ar trebui să mai comporte și TVA-ul. Însă, mă rog, dacă asta e decizia ANAF-ului, nu o comentăm. Însă a aplica la această taxă și cheltuieli indirecte mi se pare puțin cam mult. Nu am înțeles totuși diferența aceasta mare de preț. Dacă în ceea ce spuneam taxa de 80 de lei o putem înțelege, TVA-ul până la urmă, hai să spunem, îl înțelegem, totuși e o majorare semnificativă de la 44 de lei pe tonă, cât era înainte taxa de depozitare la Girov, a ajuns acum la 74 de lei și 41 de bani. Cam mult. Și iată că în noile condiții, dar și cu implicarea directă a conducerii Consiliului Județean și cu implicarea PSD-ului, romașcanii vor plăti mai mult decât dublu, așa cum spuneam, taxa de salubritate. Noi am făcut niște simulări. Dacă până acum romașcanii plăteau 5,77 de lei, se pare că acum vor merge undeva spre 12 lei, 13 lei de fiecare persoană. E o creștere destul de semnificativă, cu un impact major asupra populației. Riscul cel mai mare ar fi ca operatorul de salubritate, dacă nu-i se achită aceste taxe, să nu mai ridice deșeurile și rezidurile menajere de pe raza municipiului Roman, lucru care s-a întâmplat și la Megidia. Noi nu ne dorim acest lucru. Practic, toate orașele din țară au aprobat aceste tarife noi. Guvernul nu a dat niciun semn de a dori să elimine această taxă sau să suspende adoptarea acestei taxe.
Mă gândesc dacă nu cumva, dacă e să luăm și comunele care sunt mai sărace, chiar reprezintă un impact semnificativ asupra lor. Și noi ne dorim un mediu cât mai curat, dar punem niște taxe foarte mari care sunt descurajatoare pentru a duce în gropile de gunoi conforme aceste deșeuri. Am avut o discuție la sfârșitul săptămânii trecute și cu domnul deputat Leoreanu, care cunoaște foarte bine această situație și a spus că în cursul acestei săptămâni va face o interpelare la Ministerul Mediului pentru a solicita amânarea, nu doar pentru Roman, ci la nivelul întregii țări, acestei taxe de salubritate sau diminuarea acestei taxe până la un prag care să fie suportabil pentru orice cetățean. E o problemă majoră, e o problemă socială până la urmă și mai mult decât atât, de la anul este prevăzută ca această taxă să fie 120 de lei pe tonă, deci un preț și mai mare. Sigur că am văzut PSD-ul se laudă foarte mult că au eliminat cele 102 taxe. Foarte bine că au făcut-o. Unele dintre ele poate nu aveau un impact așa de mare sau într-un an un cetățean poate din cele 102 taxe se lovea doar de 2, 3, 5 taxe mai micuțe, 2 lei, 3 lei, 5 lei într-un an. Dar iată că prin această taxă de mediu, practic, guvernul își recuperează mare parte din sumele pe care ar fi trebuit să le încaseze prin reducerea și eliminarea acelor taxe. Și această taxă de mediu, practic, trebuie plătită de orice cetățean din orice cătun până la urmă. Eu zic că trebuie să recunoaștem că această taxă de 80 de lei pe tonă mi se pare un preț foarte exagerat și nejustificat. Practic, luăm bani degeaba din buzunarul oamenilor. E o decizie pe care va trebui să o luăm și noi, așa cum vă spuneam, la nivelul primăriei municipiului Roman, întrucât se apropie de capacitatea maximă acest depozit temporar de la Roman și cu siguranță ne va influența și nouă prețul la deșeuri. Un alt subiect pe care aș vrea să vi-l aduc în discuție este legat de campania pe care am avut-o noi. Spune-ne ce să simplificăm. Vă amintiți, cred că acea comisie locală pentru tăiat hârtii, cum i s-a spus la un moment dat, prin care s-a încercat debirocratizarea activității din municipiul nostru. Noi ne dorim ca, pe de o parte, cetățenii să fie informați corect despre serviciile publice, iar, pe de altă parte, să reducem traseul pe care un beneficiar al serviciilor publice trebuie să-l facă pentru a obține o solicitare, un document sau un aviz. Și tocmai pentru ca acest demers să nu fie unul doar pe hârtie, am introdus această campanie, am derulat în anul 2016 această campanie, Spune-ne ce să simplificăm, o campanie pe care noi ne-am impus-o și prin care s-a dorit implicarea locuitorilor orașului în ceea ce privește actul decizional și preluarea oricărei sugestii care vine de la romașcani. Pe site-ul primăriei Roman am avut lansat o secțiune specială tocmai pentru a colecta aceste propuneri venite de la cetățeni, însă, din păcate, se pare că mai trebuie ceva timp până să avem o democrație participativă reală, întrucât am primit doar două mesaje de la cetățeni. Ori acest lucru nu aș vrea să mă îmbăt cu apă rece și să spun că înseamnă că avem o birocrație redusă la nivelul primăriei municipiului Roman, pentru că vă spun eu, nu avem, aici mai avem de lucru, însă și cetățenii municipiului Roman trebuie să se implice mai mult, să comunicăm mai mult. Eu, de când am preluat mandatul de primar, am devenit foarte
activ în ceea ce privește transparența și eliminarea birocrației din sistemul public și îmi doresc o participare cât mai amplă și din partea cetățenilor pentru a ne aduce la cunoștință disfuncționalitățile care sunt, tocmai pentru a remedia problemele care pot apărea. Vă spuneam că am primit doar două solicitări. Una ar fi la o posibilitate de programare online a cununiilor civile și o a doua se referă la timpul de așteptare pentru transcrierea certificatelor de naștere și de căsătorie. Mă refer la acte de stare civilă realizate în străinătate și care trebuie transcrise în România. Din păcate, în acest al doilea caz, e vorba de o procedură birocratică națională, nu ține de primăria municipiului Roman, însă vom încerca să facem demersuri pentru schimbare legislativă, astfel încât timpul de așteptare să fie cât mai mic. Din punctul nostru de vedere, noi depunem toate eforturile necesare, cel puțin în perioada verii, când vin foarte mulți cetățeni din care locuiesc în străinătate, să le acordăm tot sprijinul pentru aceste transcrieri. Eu zic că cele mai frecvente solicitări pe care le-am avut în cadrul celuilalt program de chestionarul privind evaluarea gradului de satisfacție, au privit posibilitatea plății cu cardul la Direcția de Taxe și Impozite Locale și cu această ocazie vă pot spune că până acum s-au realizat 246 de plăți cu cardul de la începutul anului, de când am introdus acest sistem. Avem aproximativ ca o medie de 7 plăți cu cardul pe zi. Din totalul sumelor încasate, aproape 100.000 de lei noi au fost încasați cu cardul. Deci iată că acest demers și această solicitare a romașcanilor a avut un răspuns favorabil din partea administrației publice locale și în același timp un impact foarte bun în ceea ce privește încasările. Îmi doresc ca în continuare să implementăm cât mai mult din ceea ce numim guvernarea electronică, care poate duce la simplificarea procedurilor în ceea ce privește comunicarea și administrarea informațiilor. Practic, ne dorim să punem la dispoziția romașcanilor formulare tip și informații referitoare la serviciile din cadrul instituției, fără ca aceștia să mai fie nevoiți să meargă la ghișeele din primăria municipiului Roman, iar mare parte din aceste formulare se află și pe site-ul primăriei municipiului Roman, la secțiunea Servicii Publice. Oricine este interesat poate descărca de pe site-ul primăriei formularele necesare pentru obținerea certificatului de urbanism, autorizație de construire sau de desființare, emiterea avizului de urbanism, eliberarea avizului de săpătură, diferite declarații fiscale pentru persoane fizice și juridice, acte necesare și formulare aferente pentru diferite tipuri de solicitări în domeniul asistenței sociale, formulare pentru starea civilă și evidența persoanelor, formulare pentru autorizări comerciale și transport, formulare pentru parcările de rezidență, formulare pentru participare la licitații în vederea închirierii de spații comerciale. Practic, toți contribuabilii, persoane fizice și persoane juridice din Roman, pot să afle în orice moment ce taxe și impozite datorează bugetul local și să le achite prin intermediul sistemelor electronice de plată. E necesar doar o singură dată prezența la primărie pentru a ridica ID-ul și parola necesare logării în sistemul nostru informatic. De asemenea, după cum bine știți, începând cu 2016, anul trecut, cu data de 12 aprilie, am oferit tuturor cetățenilor care se adresează Direcției Locale de Evidență a Persoanei
posibilitatea de a se programa online, Romanul fiind al treilea oraș din România după Iași și Timișoara, unde a fost implementat acest sistem de programare online. Modul de programare poate fi accesat de asemenea de pe site-ul Primăriei Municipiului Roman. Solicitantul primește un e-mail cu informații privind documentele pe care trebuie să le prezinte, precum și confirmarea programării. Vreau să vă anunț că în anul 2016 un număr de 2338 de cetățeni s-au programat online, iar în 2017, de la începutul anului și până acum, au apelat la programarea online 600 de persoane. Deci iată că este un program de succes și practic am reușit să aducem prin acest sistem circa 3000 de persoane care să evite aglomerarea de la ghișeul de pentru cărțile de identitate. Noi vom continua această campanie de debirocratizare și în acest an și invit toți cetățenii municipiului Roman să se implice mai activ, să ne trimită solicitări, să ne trimită propuneri la adresa de e-mail simplificare@primariaroman.ro, astfel încât orice sugestie să își găsească rezolvarea și să permită un acces mai facil la serviciile publice. La sfârșitul acestei săptămâni trecute, vineri, m-am întâlnit cu reprezentanții Asociației Roman Metropolitan, cu primarii din această zonă, pentru a stabili și un program de deplasare cu stația mobilă în cadrul campaniei Atenție la Identitate, Intră în Legalitate, o campanie inițiată încă din anul 2013 și care are ca scop intrarea în legalitate pe linie de evidență și stare civilă a cetățenilor din localitățile arondate Direcției Locale de Evidență a Populației din Roman. Practic, în lipsa actelor de stare civilă și de identitate, cetățenii nu pot beneficia de niciun fel de serviciu social, educație, asistență socială sau asistență medicală, cu excepția asistenței medicale de urgență, și de asemenea ei nu se pot angaja și nu pot încheia niciun fel de contracte formale, dat fiind faptul că nu își pot stabili identitatea. Și de asemenea, sigur, nici dreptul de vot nu și-l pot exprima. Tot cu această ocazie a întâlnirii cu primarii din Roman Metropolitan, le-am adus la cunoștință și lor acest sistem de programare online. O parte dintre ei știau și foloseau pentru cetățenii care apelau la primăriile lor pentru eliberarea de adeverințe pentru dovedirea imobililor și le-a recomandat eventual cineva din cadrul primăriei să ofere sprijin cetățenilor din comunele lor pentru a face aceste programări online și s-au dovedit foarte receptivi. Un alt subiect se referă la faptul că începând de astăzi am reluat activitățile la tronsonul 4 din pietonal. Vom finaliza în perioada imediat următoare modernizarea ultimului tronson din pietonalul Ștefan cel Mare. Vineri am avut o discuție cu reprezentantul firmei care a câștigat această licitație, această lucrare. Am stabilit ordinea execuției lucrărilor și mai mult decât atât am atras atenția că vreau ca aceste lucrări să fie realizate corect și cu respectarea indicatorilor de calitate pentru lucrările publice. Conform proiectului, practic, tronsonul 4 din pietonal va avea un anfiteatru, o fântână arteziană cu videoproiector, care va permite proiecția pe o perdea de apă și, de asemenea, vom avea în zonă și o toaletă publică. Pe partea dinspre blocurile, spre pietonal, partea spre Cuza Vodă, vom avea o cale de acces pentru mașinile de urgență.
Iar pe la scările de la Bank Post vom avea scări rulante și de asemenea o platformă pentru persoanele cu dizabilități. Din totalul de 2 milioane de lei noi care au fost bugetate pentru această lucrare, anul trecut au fost alocați 500.000 de lei, anul acesta urmând să alocăm diferența de 1.500.000, astfel încât în această vară să avem finalizate lucrările. Și de asemenea, tot în această primăvară, în pietonal, vom demara și plantarea de arbori. Vom planta un număr de 50 de arbori în tot pietonalul. Este vorba de paulonia, un arbore care se pretează pentru acest gen de zonă cu foarte multe betoane. Și gândesc ca după ce vom finaliza și acest tronson 4, să încercăm să aducem în pietonal cât mai multe manifestări publice, astfel încât să revigorăm și această zonă care se știe că e o zonă devenită cam moartă în ultima perioadă. În ceea ce privește programul din această săptămână, joi 9 martie, voi fi prezent la București, la Conferința Internațională Contribuția Autorităților Publice Locale la reducerea amprentei de carbon în România, acolo unde Romanul a fost parte într-un proiect finanțat prin programul de cooperare elvețiano-român, împreună cu partenerii Fundația Terra Mileniul 3 și Rețeaua 20, Regiuni pentru Acțiune Climatică din Elveția. Va fi prezent de asemenea și ambasadorul Confederației Elvețiene la București, excelența sa, domnul Urs Herren, și bineînțeles experți elvețieni și reprezentanții ai unor ministere. Voi reprezenta pe de o parte municipiul Roman la această conferință, iar pe de altă parte am primit mandat de reprezentare și a Asociației Municipiilor din România, ocazie cu care voi prezenta și punctul de vedere al Asociației Municipiilor din România la această conferință. Ne apropiem de final pe partea de toaletări de arbori. În această săptămână vom mai toaleta circa 150 de arbori în parcul municipal, iar săptămâna viitoare vom mai toaleta punctual în câteva zone din oraș, acolo unde sunt solicitări, după care vom trece la o acțiune de plantare de arbori. Peste 2500 de arbori vom planta în perioada imediat următoare și aici mă refer strict la arborii pe care îi plantăm cu ajutorul colegilor de la Spații Verzi, de la Direcția de Servicii Edilitare, și bineînțeles vom avea și un program de plantare cu sprijinul voluntarilor, care iarăși va prevedea plantarea câtorva mii de arbori pe raza municipiului Roman. Dar aici vreau să fac o discuție. Noi anul trecut, de asemenea prin intermediul colegilor de la Direcția de Servicii Utilitare, am plantat 2600 de arbori. În urma unui inventar pe care l-am făcut în această primăvară, din cei 2600 de arbori, am mai găsit doar în jur de 600. Deci, noi vom aduce și chiar am recomandat și în acest an, dar avem și poze de anul trecut de la arborii pe care i-am plantat și să vedeți cum au fost distruși. Eu știu că în mediul online există o întreagă psihoză legată de tăierea acestor arbori. Dar nimeni nu reacționează atunci când sunt cetățeni certați cu legea și cu bune maniere de a distruge arborii pe care îi plantăm noi. Și de aceea cred eu că dacă vrem să fim un sprijin real, haideți să mediatizăm și aceste distrugeri de puieți pe care primăria municipiului Roman îi plantează în fiecare an. Că dacă noi într-un an tăiem 30-40 de arbori care prezintă pericol, că nu îi tăiem că așa vrea micul sau mai vrea nu știu cine. Îi tăiem pentru că acești arbori pot prezenta un pericol, fie sunt arbori bolnavi,
lucru care e certificat de specialiști de la Ocolul Silvic și toți acești arbori prezintă marcajele legale pentru a fi tăiați. Și în locul celor 30-40 de arbori, plantăm 2600. Și 2000 dintre aceștia sunt distruși. Dar nimeni nu spune nimic. Nu e în regulă și de aceea fac un apel la toți cetățenii municipiului Roman atunci când sesizează acțiuni de vandalism și de distrugere a acestor arbori pe care îi plantăm, să fie la fel de vehemenți cum o fac atunci când se toaletează sau când se taie un copac care poate prezenta un pericol public la un moment dat. Noi oricum, în ultimii ani, am plantat foarte mulți arbori pe raza municipiului Roman, o vom face și în acest an, așa cum vă spuneam, dar vom veni de acum înainte cu dovezi clare, vom face poză la fiecare acțiune de plantare, astfel încât romașcanii să fie corect informați. De marți, 7 martie, vom începe distribuirea tichetelor educaționale. Este vorba de un număr de 58 de beneficiari a acestui program. Și în continuare, la Direcția de Asistență Socială, primim dosare pentru tichetele sociale până pe data de 20 martie, când am stabilit termenul limită. Un alt subiect care a apărut în ultima perioadă și care trebuie clarificat este cel al garajelor din municipiul Roman. Am, într-o discuție avută cu Direcția de Urbanism, mi s-a spus că în anul 2000 existau 1200 de garaje la nivelul municipiului Roman. Ulterior au mai fost construite doar 400 de astfel de garaje. Practic știți foarte bine că noi nu am mai încurajat construirea acestor garaje, dar am solicitat totuși un inventar cât mai precis al acestor garaje pentru a ști exact care e situația lor și mai mult decât atât, câte mai au contracte de concesiune și câte au contracte de concesiune expirate. Sigur că după expirarea concesiunilor, ca o posibilitate pentru cei care au garaj, rămâne varianta plății unei chirii. Și știți foarte bine că atunci când am aprobat taxele și impozitele locale, am diminuat taxele pentru închiriere, tocmai pentru că știam că sunt o serie de contracte de concesiune care urmează să ajungă la scadență și am încercat să venim în sprijinul romașcanilor. Există cele două taxe pentru chirie la garaj, e vorba de taxa de 4 lei pe metru pătrat, pentru 4 euro pe metru pătrat, îmi cer scuze, pentru cei care au autorizație de construire și care sunt practic în legalitate cu aceste garaje. Sigur că această taxă la un moment dat poate părea și sigur e mai mare decât contractul de concesiune, dar discutăm de un contract de concesiune făcut în dolari la nivelul anilor 2000 și acum suntem în 2017. O taxă de 4 euro pe metru pătrat, un garaj care are în jur de 15 metri pătrat pe an, e pe an. Deci ar veni undeva un 60 de euro pentru un garaj. Nu mi se pare o sumă extraordinar de mare, dar repet, acesta este cazul garajelor care au autorizație de construire și sunt legale. Față de un loc de parcare, de exemplu, care nu are garaj și e 100 de lei. Deci, practic, discutăm de o sumă dublă. Nu cred eu că e o sumă așa de mare. Sigur că problema apare la cei care sunt în ilegalitate cu aceste garaje, în sensul că și-au construit garaje, au fost titularii unor contracte de concesiune, însă nu și-au obținut autorizație de construire și totuși și-au construit garajul. Pentru aceștia, știu că provine prin 2007, 2006, 2007 introducerea acestei taxe, când s-a spus că pentru cei care nu au autorizație de construire să fie totuși ca o sancțiune o plată mai mare
pentru concesionarea acelor garaje. Și noi în acest an am redus de la 10 euro cât era la 8 euro. Cine nu dorește să plătească această taxă mai mare, este liber să obțină autorizația de construire și intră pe valoarea mai mică. Deci avem soluții și pentru, și pentru ei. Ca și element de noutate pentru casa bunicilor, am făcut un program și chiar astăzi discutam cu domnișoara director că deja a început pregătirea pentru 8 martie. Ne-am gândit ca la toate doamnele de la Casa Bunicilor să le facem o surpriză de 8 martie. Astăzi avem un program Bunicuțe Cochete și au primit vizita hairstyliștilor de la salonul VIP. Eventual, poate vom putea să vă punem la dispoziție prin intermediul paginii de Facebook și a unor poze de la această activitate. Mâine, 7 martie, începând cu ora 14:30, vom avea un program artistic oferit de copiii de la Centrul Don Calabria. Iar pentru data de 8 martie e un program mai plin. Începând cu ora 10 va fi vizita membrilor Asociației Alcoolicilor Anonim. La ora 13 vom primi vizita membrilor de la Rotary Club. La ora 14 un program artistic oferit de voluntarii de la Institutul Franciscan Teologic Romano-Catolic. La ora 14:30 un program artistic oferit chiar de bunici. Iar de la ora 15 un program artistic oferit de copiii de la Asociația Iubire și Speranță. Și dacă toți suntem în perioada aceasta primăverii, vorbim despre viață și despre frumusețe, vreau și eu să transmit tuturor bunicelor, mamelor, soțiilor, fiicelor, surorilor, tuturor romașcanelor, la mulți ani, să aibă parte de dragostea și de respectul nostru al celor care le înconjurăm și să fim cu toții sănătoși. Le doresc o primăvară frumoasă și la mulți ani cu ocazia zilei de 8 martie. Vă mulțumesc și aștept întrebări din partea dumneavoastră. Și dacă s-ar încuraja colectarea selectivă, ar ajunge o cantitate mult mai mică la giro, prin urmare romașcanii nu ar trebui să plătească atât. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Sigur că trebuie să gândim o campanie de informare și de conștientizare a necesității colectării selective. Însă, atâta timp cât nu avem încă operațională zona de transfer de la cordon, este inutil un astfel de demers. În acest moment, cred eu că în momentul de față mingea se află tot la Consiliul Județean, care trebuie să urgenteze scoaterea la licitație a zonei 2, zona Roman. A rămas practic ultima zonă din județ care nu s-a scos încă la licitație și abia ulterior, împreună cu operatorul de salubritate, vom face astfel de proiecte de informare și de conștientizare pentru colectarea selectivă. Vorbeați dumneavoastră despre faptul că plățile cu carduri sunt bine primite de romașcani. Pe de altă parte, săptămâna trecută am trecut la birou unde se colectează taxele și impozitele locale și stătea foarte multă lume la rând, iar polițistul local care era acolo le explica oamenilor că trebuie să aștepte fiindcă este o singură persoană care poate să încaseze bani. Știu că discuția asta am mai avut-o și în urmă cu câțiva ani, dacă vă amintiți, că sunt 4 persoane acolo, una ia banii, una dă chitanța, chiar
Se poate face ceva în acest sens? Din păcate, este o prevedere legală care prevede că persoana care taie chitanța nu poate să-și încaseze banii. Deci, obligatoriu trebuie să fie o persoană care să taie chitanța și una care să încaseze banii. Sunt atribuții special definite de lege și nu putem interveni noi în acest lucru. E la fel ca și la ANAF, ca peste tot unde se încasează sumele de bani. Toaleta din spatele Casei de Cultură a sindicatelor, clădirea aceea cu toaletă, birouri și ce mai fie acolo, când se termină și dacă există posibilitatea ca administrația locală să facă un demers pentru toți acei proprietari care și mai este și mingea de la Favorit, adică sunt niște clădiri ridicate, dar acolo zona ce puțin din toate Casele de Cultură nu arată deloc bine. Spațiul verde nu e spațiul verde pentru că s-au cărat tot felul de materiale de construcții. E în mijlocul orașului și nu cred că dă bine pentru Roma noastră de imagine. Da, în momentul de față pot să le luăm punctual. Mingea de la Favorit este un proiect finalizat, terminat, există proces verbal de recepție a lucrării. Ulterior e treaba proprietarului ceea ce vrea să facă în interior. Noi nu îl putem obliga să aibă activitate sau să nu aibă activitate. E strict problema lui din punctul nostru de vedere al Direcției de Urbanism. Atâta timp ce și-a realizat lucrările propuse prin autorizația de construire și din momentul în care s-a semnat procesul verbal de recepție a lucrării, el plătește taxe și impozite pentru acel imobil, iar mai departe activitatea pe care o desfășoară în interior e strict problema proprietarului. Revenind la această clădire din spatele Casei de Cultură, ea se află în perioada de valabilitate a autorizației de construire și nu putem impune de asemenea proprietarului să urgenteze lucrările atâta timp cât se află în perioada de valabilitate a autorizației, însă am purtat discuții și am cerut în mod ferm ca utilitatea de la subsol să rămână aceea de toaletă publică, practic acest lucru să nu se schimbe. După cum bine știți, în ultima ședință de Consiliul Local s-a aprobat și vânzarea acelui teren pentru proprietar cu aceeași condiție, ca la subsolul clădirii să existe această toaletă publică. Însă, aveți dreptate, acea zonă nu îmi place nici mie cum arată și împreună cu colegii de la Direcția de Urbanism vom soma constructorul sau proprietarul acestei clădiri pentru amenajarea acelei zone. Mai am o întrebare, spuneți dumneavoastră și sper că am înțeles corect, că pentru acele garaje care nu au autorizație să vă plăti o taxă mai mare. Dar asta înseamnă că dacă nu are autorizație, este ilegal. Da? Ori, pentru ce să plătesc taxă mai mare dacă este o chestie ilegală? Că așa, dacă îmi permite bugetul, mă duc și eu în spatele blocului, întâlnesc un garaj de 200 de metri pătrați și după aia plătesc niște taxe impuse la primărie. Haideți să vă spun un pic despre ce e vorba, că nu vorbim de niște garaje nou construite. A fost o perioadă în care legislația în domeniul construcțiilor era mai permisivă. Și sigur că chiar au fost perioade când, cel puțin pe baza unei aprobări a primarului, se construia un garaj. Însă, acum, conform noii legislații, actele pentru obținerea unei autorizații sunt mult mai drastice, însă nici noi nu putem interveni într-o zonă. Atâta timp ce nu avem resursele financiare pentru amenajarea unei parcări, e inutil să dărâmăm acum niște garaje doar de dragul de a le dărâma. Sigur că pe măsură ce vom prevedea an de an anumite sume de bani pentru anumite zone, putem gândi desființarea acestor garaje și amenajarea unor parcări pentru cetățenii din municipiul Roman, știut fiind faptul că pe locul a două garaje pot intra foarte bine trei mașini. Însă, intervenim cu maximă strictețe acolo unde garajele nu sunt folosite conform destinației de garaj. Și știți foarte bine că am avut în trecut situații când în garaje se creșteau tot felul de animale, păsări și alte lucruri de acest gen, lucru pe care nu îl încurajăm sub nicio formă și chiar facem un apel ca acolo, dacă unde se mai întâmplă astfel de lucruri, să fim informați pentru a lua măsurile necesare. Mulțumesc!
cadrul legal. Cum se încasează o taxă, o chirie, pe ce, dacă el nu are autorizație de construcție? E vorba de... E vorba pe teren. Ocuparea domeniului public, că e o taxă reglementată prin hotărârea de Consiliul Local atunci când aprobăm taxele și impozitele locale. Deci, practic, nu e un impozit pe construcție, ci e doar taxa pentru închirierea terenului. Nu aveți în plan să prelungiți nicio concesiune de garaj? În momentul de față nu, tocmai de aceea vă spuneam că mergem pe această variantă a închirierii. Care este strategia Sunt anumite zone din Roman care chiar nu arată bine deloc cu acele garaje. Putem să luăm în calcul, așa cum vă spuneam, în momentul în care vom avea resursele financiare, zonă după zonă, să gândim o serie de parcări, chiar și acoperite, care să protejeze acele mașini, dar ca idee, și știți foarte bine că cel puțin de când sunt eu în primărie din 2012, nu am încurajat niciodată construcția de noi garaje, chiar acolo unde am mai dat pe aici pe acolo câte un garaj, pentru că au mai fost astfel de situații, am dat doar pe perioada de existență a contractelor de concesiune a celorlalte garaje din zonă, tocmai pentru a nu periclita la un dat un astfel de proiect, dacă ne propunem să le demolăm pe toate, să facem locuri de parcare. Sigur că un garaj ocupă foarte, foarte mult loc și deși aparent poate crea pentru un proprietar de autoturism un avantaj, poate sunt alții 7-8 care sunt defavorizați prin existența acestor garaje și de aceea va trebui să ne gândim foarte serios în timp și în măsura resurselor financiare pe care le avem, ce alte soluții găsim. Mai ales că, vedeți, ultimele măsuri au încurajat importul de mașini. Oricum, știți că am discutat de foarte multe ori situația numărului de autoturisme la nivelul municipiului Roman, care este foarte mare și care îngreunează foarte mult în momentul de față, atât traficul pe străzile din municipiul Roman, cât și mai ales această situație a locurilor de parcare. Da, vă explic eu imediat. Da, deci discutăm de tariful final de 154 de lei și 41 de bani pe ton. Acesta este tariful final. Eu vă spuneam cum au ajuns la acest tarif. Practic, 80 de lei plus TVA e taxa de la Ministerul Mediului, impus de guvern. Iar diferența este 77,41 de lei, este taxa de depozitare de la depozitul ecologic de la Giro. Și vă spuneam că înainte costa 44,91 de lei să depozitez la Giro, iar acum l-au majorat la 74,41, îmi cer scuze. Da. Și sigur, pot să înțeleg influența salariului minim pe economie. Dar totuși mi se pare prea mare. Și de aceea vă spuneam că uitându-mă, asta mi-a atras atenția, creșterea aceasta foarte mare. Și uitându-mă pe expunerea de motive prin care au făcut calculația, am văzut că acești 80 de lei, la acești 80 de lei i-au adăugat și acele cheltuieli indirecte. Ceea ce nu e ok, fiind o taxă a statului. Din punctul meu de vedere, nici TVA-ul nu trebuia să fie. Eu știu, piese de schimb, mașini, utilaje, care nu trebuie să fie conținute de o taxă. O taxă este o taxă. Din punctul meu de vedere, dacă vreți, tot guvernul trebuia să reglementeze acest lucru prin apariția pe factură în mod separat a acestei taxe. De ce trebuie să mai punem cetățeanul să mai plătească și TVA, să mai plătească și cheltuieli indirecte la el? Deja e o taxă foarte mare. Ați răspuns tot dumneavoastră. Și totuși noi am prezentat
prezentat știri și informații de tipul o să crească taxa cu 60 de bănuți de persoană lunar. Da. Și acum mă gândesc și o să mai înțeleagă telespectatorii noștri, acum veni și dumneavoastră de fapt să... Nu. Deci vreau să clarific că noi, la nivelul administrației publice locale, ne-am asumat o creștere de 60 de bani față de tariful actual prin transportul acestor deșeuri la Girov. Dar de aici și până la taxele impuse de Consiliul Județean, alea nu mai țin de noi autoritatea publică locală. Aici vă spuneam de cei 13,5 lei per kilometru negociat cu... pe tonă, îmi cer scuze, negociat cu operatorul de salubritate pentru transportul acestor deșeuri la Girov. Și era un lucru pe care eu personal mi l-am asumat, am zis că 60 de bani ca să scăp de gunoiul din oraș nu e o problemă. Iată însă că, din păcate, cei de la Consiliul Județean au găsit de cuvință să impună aceste taxe mult, mult mai mari. La depozitul temporar din municipiul Roman nu se depozitează decât deșeurile care aparțin municipiului Roman. De multă vreme nu se mai depozitează și cel din comunele. Adică pătrubitul salului ce colectează acum de la Horia, de exemplu, ce direct la Girov? Ar trebui să duc la Girov. Ar trebui? La verifică cineva? De fapt, asta e întrebarea. Noi verificăm și știm că la momentul de față doar deșeurile de la Roman sunt depozitate. Ca o completare la întrebarea cu garaje, o să vă dau exemplu zonei Piață Centrală, acolo unde sunt garaje din structura blocului. Bun, cu acele garaje nu se întâmplă nimic niciodată. Cele care sunt prevăzute ca și garaje din construcția blocului? Da. Nu intervenim. Păi ele, dacă sunt din construcție cu destinația de garaje, nu putem interveni. Vă mulțumesc. Motocositoare. Nu, aspersoare. Da, da. Da. Pentru a uda spații liberi cu apa din aspersoare. Acele hidrofoare. Da. Mai există asemenea facilități și în ce zone de oraș? Da. Vreau să vă spun că asociațiile de proprietare au reacționat foarte bine. Eu vreau să le mulțumesc pentru această cale, că doresc să se implice în această campanie de curățenie de primăvară. Noi le vom pune la dispoziție tot necesarul de materiale pe care și-l doresc. Abia așteptăm. Știți foarte bine că în conformitate cu acest regulament le-am pus la dispoziție sau am încercat să facem și premiile să fie mai atractive. Toate acele zone de irigare sunt contorizate pe seama primăriei municipiului Roman. De aceea încurajăm să ude acele spații verzi. Practic ne-am asumat noi costul cu apa. Avem și zone cu apă potabilă pe care le-am pus la dispoziție și sunt contorizate pe seama primăriei. Și mai mult decât atât, pe lângă toate aceste materiale, le-am pus la dispoziție și circa 700 de copaci pe care urmează să îi planteze în asociațiile de proprietari. Trece pe acolo decât să vadă dacă nu
a făcut informări sau se întâlnește cu acești administratori de asociație pentru a le indica complet, este corect ca cineva care nu stă acolo și s-a dat la scădere să fie trecut automat cu o persoană, o cheltuială pentru persoană ajunge foarte mult în ultima vreme. Da. În această perioadă se fac foarte multe adunări generale ale asociațiilor de proprietari. Cu această ocazie, aceste persoane pot să vină să discute în cadrul adunărilor generale, să ia hotărârile legale care se impun pentru buna desfășurare a acestor activități la asociațiile de proprietari. Acolo unde există suspiciuni de încălcarea normelor legale privind stabilirea sumelor pentru întreținerea lunară, noi la nivelul primăriei avem acest compartiment de îndrumare a asociațiilor de proprietari și unde sunt nemulțumiri, așa cum vă spuneam, ni se pot adresa cu o solicitare și noi putem să cerem de la asociația de proprietari documentele și actele în baza cărora au făcut sau au stabilit anumite sume de plată și ulterior să-i comunicăm în scris acelui proprietar un răspuns. Da, legea cam ce spune? Este legal sau nu este legal să treacă? Tot aș putea și legea asta a fost cumva la un moment dat în Cara. Aș putea zis o groază de modificări, de amendamente. Nu știu dacă e legal sau nu. E decizia până la urmă la nivelul adunării generale, așa cum vă spuneam. Nu e vorba... poate... Așa cum vă spuneam, acea persoană să ne facă o solicitare și noi vom face verificările necesare. Rămânem în tot în domeniul legislației, legea 416 a 2000 garantat, are două categorii de beneficiari, cei săraci, așa cum se numit, săraci localităților, dar și acea categorie de condamnați în baza unei hotărâri judecătorii civile și locabile la muncă în folosul comunității. Dacă la nivelul municipiului Roman există o evidență a celor trimiși de instanță să împătrăze judecătorii și cum se desfășoară această supraveghere sub direct antumarea justiției, strânita primărie și sunt lăsat așa de capul lor, implicând că nu. Da. Faceți o confuzie. Legea 416 e doar componenta socială și nu are nicio legătură și nici direcția de asistență socială nu are legătură cu această categorie pe care a spus-o dumneavoastră. Noi, la nivelul primăriei municipiului Roman, avem activități bine definite pentru cei condamnați la muncă în folosul comunității. Circa 20 de persoane pe an avem astfel de cazuri. Noi le facem doar pontarea și în funcție de specializarea pe care o are fiecare și în funcție de necesitățile pe care le avem noi, îi repartizăm către diverse sectoare de activitate. Am avut la seră, am avut la casa bunicilor, am avut, în funcție de calificările pe care le au. Păi nu, am avut cazul unui medic. Da. Altă întrebare, doamnă. Da. Da. Știu despre ce este vorba. Săptămâna trecută am făcut o adresă către proprietarul acelui chioșc. Este vorba de o firmă intrată în insolvență. Am luat legătura cu lichidatorul judiciar, i-am solicitat ridicarea acelui chioșc de pe domeniul public. În această săptămână, dacă nu se conformează, vom acționa noi la ridicarea acelui chioșc, depozitarea lui la platformă și depozitarea până la revendicarea de către proprietar.
Facturarea serviciului, sigur, va fi în sarcina proprietarului. Da. Deci vreau să înțelegeți un lucru. Noi la Roman nu avem depozit neconform. Depozitul nostru care, sau groapa de gunoi a municipiului Roman a fost închisă conform standardului cerut. Sigur, mie îmi pare rău că nu am apucat să vorbesc cu doamna Sevil Șaidec la Piatra Neamț pentru că nu am fost invitat. Nu știu nici ce a spus la Focșani, pentru că nu mă iau după vorbe. Aștept o hârtie oficială dacă e cazul. Eu tot ce pot să vă spun că noi la Roman nu avem un decât un depozit temporar care are autorizație până în anul 2018. Deci acest subiect cu siguranță nu privește municipiul Roman și dacă e cazul, îmi voi lua informații de la doamna ministru direct de la București, dacă de la nivel județean nu se poate. Da, nu am fost informat. Până la urmă e dreptul lor de a se deplasa unde vor ei în județ. Compania APASERV este în subordinea Consiliului Județean până la urmă. Nu e un lucru care ne privește pe noi și e strict treaba lor și o vor rezolva în justiție și ulterior vom vedea ce este de făcut. Până la urmă, APASERV, să știți că e o problemă a Consiliului Județean, la fel cum sunt și deșeurile. Și trebuie să le rezolve și pe una și pe alta. Dar și acolo ați văzut ce tarife sunt și lumea ta. Păi, cine oprește să diminueze tarife? Dar întrebarea este nu dacă Roman în acest război, ținând cont că și municipalitatea Romașcana avea în instanță un proces legat de prezenta acelui post în Da. Noi nu avem un război cu absolut nimeni, e doar o chestiune legală pentru că ni s-a încălcat un drept de vot. Atâta tot. Restul mai departe, pe problemele politice sau de interese, nu e treaba noastră, e strict treaba Consiliului Județean. Ei sunt cei care au interese în compania județeană a PASER. Da. Deci vreau să vă spun că în continuare se colaborează cu asociațiile de romi. Există programări pe care le facem. Noi, de asemenea, nu numai cu asociațiile de romi colaborăm, pentru că trebuie să ne gândim și la ceilalți oameni. Am discutat și cu asociațiile de proprietari. Inclusiv prin intermediul acestora am făcut informări în cadrul asociațiilor de proprietari și, de asemenea, și cu ONG-urile de specialitate.
În momentul de față nu am cunoștință câți romi sunt care nu au acte, ne e și greu să facem o astfel de evaluare, însă de fiecare dată când a fost nevoie de sprijin, noi am oferit tot sprijinul legal ce a ținut de noi. Nu au fost probleme deosebite, a fost mai mult o întâlnire de lucru. Sigur că și pentru ei, să spunem, o supărare comună a unora dintre ei e legată de sumele de bani derizorii care au venit de la Consiliul Județean raportat la populația și suprafața comunilor pe care le au în subordine. E frustrant, e deranjant, dar fiecare încercăm să ne vedem pe cont propriu cum reușim să ne rezolvăm problemele din comunitate. Noi mergem înainte, ne vedem de drumul nostru. Și sigur, de asemenea, și această taxă, vă spuneam și la începutul conferinței, taxa pentru deșeuri și pe ei afectează foarte mult. Au fost din toate culorile politice, au fost circa 15 primari. Deci au venit peste. Da, bineînțeles. Nu, dar Asociația Roma Metropolitan chiar nu are nicio legătură politică. Noi discutăm probleme pur de administrație, care sunt probleme comune, fie că discutăm de o comună, fie că discutăm de un municipiu. Da, eu nu am făcut nicio declarație politică, eu nu fac politică, am avut o reacție într-adevăr, sincer nu mă gândesc la nimic când vine vorba de domnul Arsene. Eu am făcut o solicitare către Consiliul Județean în care să mi se comunice care au fost criteriile pe baza cărora s-a făcut această repartizare, care a fost modalitatea de calcul, și bineînțeles să-mi dea și ierarhia rezultată în urma aplicării acestor calcule și acestor criterii. Aștept în termen legal de 30 de zile să-mi comunice acest răspuns. De asemenea, voi ataca în contencios și hotărârea de Consiliul Județean prin care s-a făcut această repartizare, bineînțeles prima dată prin procedura prealabilă de contestare a acestei hotărâri la Consiliul Județean. Iar ulterior, în funcție de răspunsurile pe care ni le va da Consiliul Județean, instanța de judecată, să decidă romașcanii dacă e corect sau nu e corect ca un municipiu, al doilea din județ, să primească una din cele mai mici sume, iar comune mult mai mici să primească de 10 ori mai mult ca un municipiu. E decizia, până la urmă, politică a unor oameni care sunt trecători prin niște funcții. Din păcate, nu au înțeles nimic din trecutul altor oameni care au mai fost prin aceste funcții. Chiar dacă în trecut, să știți, erau mult mai corect alocați banii, în sensul în care se făcea o discuție cu reprezentanții tuturor partidelor politice, cu reprezentanții principalelor unități administrativ-teritoriale din județ și era cât de cât mai corect în ceea ce privește împărțirea sumelor de bani. Noi, până la urmă, în momentul de față, nu facem altceva decât să ne conformăm la ceea ce au hotărât ei în acest moment, până la alte răspunsuri pe care le vom primi sau poate nu. Va trebui să ne gestionăm așa cum știm noi mai bine și o vom face. Ca să le facem în ciudă mai mult. Că putem să ne descurcăm și fără ajutorul lor. Să înțelegem că întâi așteptați răspunsul, care să sperăm că nu va fi la fel de laconic după lege, cum a fost în Consiliul Județean,
instanță sau deja nu. Sunt proceduri prealabile. Deci eu am demarat două demersuri în ceea ce privește Consiliul Județean. Un demers pur administrativ, în care am solicitat, așa cum vă spuneam, să-mi spună criteriile și modalitatea de calcul și ierarhia rezultată în urma aplicării acestor criterii, iar un al doilea demers este un demers juridic de atacare a acestei hotărâri de Consiliul Județean, prima dată în etapa de prealabilă la Consiliul Județean și ulterior în contencios administrativ. Nu pot să nu abordez din nou subiectul groapa de noi. Ați explicat foarte bine situațiile, dar n-am înțeles un lucru. Cu ce este acolo? Va trebui transportat. Cine va suporta costurile și la ce preț? La prețul majorat, bănuiesc, nu? Deci nu s-a dus când a fost prețul mic și acum o să ducem când e cu 80. Nu. Și să stați un pic să clarificăm lucrurile. Deci avem două modalități de lucru, sau lucrăm pe două câmpuri în acest moment. Unul se referă la obținerea unui aviz de la Ministerul Mediului pentru închiderea acestui depozit, la fel cum a fost închis și celălalt. Iar al doilea aspect vizează un lucru pe care îl gândim în această perioadă, o mașină de ars gunoi care să genereze energie electrică și luăm în calcul și această variantă, tocmai pentru a nu avea costuri foarte mari legate de transportul acestor deșeuri. Astea sunt noutăți. Deci se poate face locuri. Cu siguranță încercăm și variante locale, da. Am înțeles. Vis-a-vis de acest chestionar, spune-ne ce să simplificăm. Întrebări exterioare, nu mai nimic ce a spus. A spus că s-au adunat două, sau s-au strâns două subiecte. În primul rând, acest program este puțin altfel pentru cetățenii Romanului, pentru că solicită ca aceștia să știe un flux al ISO 9001 din primărie și să ei să spună ce să îmbunătățească. Dar nu va ști niciodată Romașcanul circuitul hârtiilor. Nu, dar aici nu discutăm de circuitul. Noi nu solicităm romașcanilor să facă circuitul hârtiilor în municipiul Roman. Noi dorim debirocratizare, eventual să ni se spună, doamne, mai bine nu mai folosiți acel formular sau pentru, haideți, veniți cu soluții. Cum au venit chiar acesta. Din experiența personală de problemele de care s-au lovit, să vină să ne comunice astfel încât noi să găsim soluții de simplificare a acelor lucruri. Sigur că sunt unele. Eu am înțeles, sunt unele lucruri care țin de alte instituții ale statului, practic, dar și noi, la rândul nostru, primind aceste informări, facem la rândul nostru demersuri pentru a vedea ce putem să facem să optimizăm aceste activități. Și eu știu că, într-adevăr, asta cu obținerea, cu transcrierea certificatelor de naștere, mai ales pentru copiii minori, e o mare problemă, pentru că vin cu ei în țară și după aceea nu mai pot ieși pentru că nu le pot face acte. Noi întotdeauna am dat dovadă de maximă deschidere, am venit în sprijinul lor, le-am pregătit cât mai repede documentele și unii dintre ei știu că mergeau la Piatra Neamț, am impresia că acolo se plătește o taxă de urgență, astfel încât să poată mai urgenta această situație. Sigur că noi, dacă mergem instituțional, trebuie să mergem prin poșta specială și așa mai departe. Eu mă refeream la faptul că ce se solicită nu este explicat suficient și omul probabil... În funcție de experiențele personale pe care le au, pot veni cu recomandări. Ați vorbit despre colectarea taxelor și plata cu carte. Nu ne-ați mai spus nimic de recuperarea restanțelor care se ridică la zeci de miliarde vechi de la agenții economici. Spuneați dumneavoastră că o să înființați un serviciu care să recupereze și așa mai departe. La ce etapă s-a ajuns? Pentru că tot Romașcanul este cel care plătește primul. Sunt 100% raportări la persoane fizice, dar la persoane juridice sunt niște bani pe care îi puteți utiliza totuși. Sigur. Pot să vă spun că săptămâna trecută a avut loc concursul pentru ocuparea postului de șef de birou la acest birou de insolvență. Noi, în continuare, însă, până la finalizarea organigramei
acestui birou vom proceda conform legii pentru a emite somațiile de plată, titlurile executorii și ulterior copririle pe conturi. Practic, aceste activități sunt în grafic, mergem mai departe cu ele și sigur că prin înființarea acestui birou de insolvență vom merge mai departe, inclusiv până la executarea silită a debitorilor. Un exemplu, Casa de Cultură, 1,5 miliarde. Cum veți proceda cu această entitate? Cum veți recupera acești bani? Popriri pe conturi și ulterior acțiune în instanță pentru executare silită. Ați vorbit că încep lucrările pietonal, consolul 4. La giratoriul de demand, ce perspective sunt? Cam când se amință să dați ordinul de începere? Pentru că vremea permite și nici nu se mai anunță. În cursul acestei săptămâni trebuie să ne gândim foarte bine ca și perioada de execuție. Eu am avut o gândire săptămâna trecută în care aș fi vrut încă din această săptămână să-i dau drumul. Nu am luat încă o decizie finală pentru că vreau să mă mai consult azi mâine cu colegii mei din primărie. Mă gândesc că vine perioada Paștelui într-o lună. Și dacă nu reușim să finalizăm sau măcar să fac bretele de circulație care să preia perioada aceea aglomerată, adică nu aș vrea ca la început de sărbătoare pascală să avem acolo un haos în zonă. De aceea eu vreau săptămâna aceasta să mă întâlnesc cu colegii mei din primărie, să vedem ce îi impunem constructorului să facă în această perioadă și ce poate să facă, eventual prima dată doar de lărgire a benzilor, și abia ulterior să începem lucrările efective la partea din mijloc a sensului giratoriu. Vom lua o decizie în această săptămână. Practic, din punctul nostru de vedere, în acest moment nu mai există niciun impediment pentru ordinul de începere a lucrărilor. Mai avem noi de făcut o deviere la un cablu electric, dar acel lucru e deja contractat, e chestiune de zile, deci nu e o problemă semnificativă din acest punct de vedere. Singura reținere pe care o am, vă spuneam, ține de perioada de sărbători pascale pentru a nu crea aglomerație în zonă și dacă pot să fac până în perioada sărbătorilor pascale lucrări care în acea zonă să creeze chiar un plus de fluidizare. Asta poate să vă confirme și constructorul care și-a organizat. Păi, De aceea spun că trebuie să avem o discuție în această săptămână. Domnul deputat Leureanu, era un subiect foarte dezbătut anul trecut și pentru toți. Trecerea la nivel la calea ferată, care e tot în zona acolo, ați mai discutat cu cine e proprietar? S-au mai găsit soluții? Pentru că, din nou, apa a săpat, iar sunt probleme și se cheltuie o grămadă de bani. O primăria tot spune, noi reparăm, da. Da, acolo ceea ce privește efectiv unde sunt liniile de cale ferată, acel terasament trebuie realizat clar de CFR sau cine sunt proprietarii în zonă. Eu însă gândesc pentru acel segment, dar de asemenea trebuie să găsim o perioadă când să nu fie prea aglomerat. Din punctul meu de vedere, acolo trebuie să facem o lucrare mai responsabilă, eventual chiar când vom prin acest contract de turnare cu covor asfaltic să frezăm cum trebuie toată acea zonă și ulterior să venim cu un covor asfaltic în zonă. Trebuie să luăm o decizie finală în perioada imediat următoare. O decizie finală sunt două blocuri de beton pe calea ferată în față și în spate și mai trei zonele și până își refacem le ridicați. Da, nu e nici chiar așa. Da, am glumit. Ați vorbit de distrugerile de puieți. Mă gândesc că ar fi bine, dacă periodic, consultați dumneavoastră să popularizați aceste evenimente nedorite de distrugeri, dacă responsabilul de mediu de la poliția locală ar prezenta presii săptămânal, pentru că el se plimbă actual sau ei prin oraș și văd diferite evenimente, să prezentați concret presii, cazurile unde ați spus s-a distrus, înregistrări de pe camerele video, că am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Eu voi prefera să urmăresc personal acest lucru și vă voi informa eu personal.
Chiar am discutat cu colegii mei din primărie astăzi și am zis că vreau să monitorizăm foarte atent atât plantările de arbori, cât și distrugerile care vor fi, pentru a aduce la cunoștința opiniei publice și voi aduce chiar în cazurile pe care le vom depozita cu nume și prenume. Vom face un colț al rușinii, pentru că dacă altfel nu se poate, vom încerca să form asta. Tot legat de curățenia de primăvară, regulamentul concursului spune că sunt depunctați cei care se înscriu în concurs, care nu și distrug împrejmuirile unde cresc găini și... Dar ăla nu se va înscrie niciodată în concurs, mâna la mână. Nu, e vorba de... stați un pic, e vorba de asociații de proprietari, da? Pe raza unei asociații de proprietari, sigur că pot fi și zone frumoase, zone bune, dar pot exista și unul, două blocuri ce unde face sunt... ce primăria? Asta vreau să vă întreb. Pentru că dumneavoastră ați făcut niște vizite la familii și chiar spuneați pe pagina socială că s-au sesizat astfel de situații, de împrejmuiri și lumea a solicitat... În perimetrul concursului veți lua măsuri să desfințați asta? Noi acolo așteptăm solicitări punctuale de la asociațiile de proprietari. Sigur că în urma vizitelor pe care le-am făcut au venit niște propuneri de la niște oameni care locuiesc acolo în zonă. Dar până nu ne vin adrese oficiale de la asociațiile de proprietari, nu putem interveni doar pe baza unei solicitări punctuale. Nu au autorizație de construcție și legea permite să intervenim. Așa este, dar trebuie să vină și o solicitare de, de la asociațiile de proprietari. Dar vom interveni, în această primăvară. E fără autorizație de construcție pe domeniul public. E... Puteți să simplificați venind în întâmplare să le... Să mai zis o chestie. Nu, e vorba de acele împrejmuiri. Practic, aici nu discutăm de construcții ilegale. Sigur că acolo unde sunt, și am identificat două, trei locuri unde vom interveni punctual pentru acele construcții ilegale, aici e vorba mai mult de acele împrejmuiri pe care și le-au făcut unii și au închis cu gărduți. Am mai avut chiar solicitări, zice, de la etajul superior și a scăpat o rufă de la uscat. A căzut acolo, a trebuit să stea două ore până să-i deschidă cu lacătul, că era plecat de acasă și n-avea cheie de acolo. Nu e în regulă această formă de închidere a acelor zone. Ați atins un subiect sensibil, garajele. Un subiect care tot timpul va fi sensibil în municipiul. Dar eu n-am înțeles, tot așa, pe domeniul public s-a luat decizia, este hotărâre de Consiliul Local, nu se mai eliberează prelungirea de contract, nu se mai semnează decât dacă intră în legalitate cu autorizația de construcție. Autorizația de construcție presupune ca fiecare să facă acel dosar cu avize și așa mai departe. Dumneavoastră a spus că veți fi îngăduitoare și nu veți da nicio măsură. Adică construcția rămâne acolo, dar vă rugăm să plătiți chiria de pe spațiu. Cum vine no, acum, vedeți și dumneavoastră, nu putem... Au plăcut și colegii, dar n-ați răspuns. Deci dacă discutăm de o construcție realizată conform unei legislații existente într-un anumit moment și acum legislația e cu totul schimbată. Vă dau un alt exemplu. Sunt foarte multe garaje care, de exemplu, pe legislația actuală nu mai respectă distanțele față de blocuri, de exemplu. Sau pentru construcția unor garaje noi sau pentru scoaterea din nou la licitație a acelor garaje sau a acelor terenuri pentru garaje, trebuie realizat un puz. Ori prin acel puz nu mai respectă distanțele conform legislației actuale. Deci eu de asta vreau să facem o diferențiere între datele când au fost realizate aceste construcții, că la data respectivă, 1991-92, respecta legislația și acum nu mai respectă, eu nu pot să impun, și dumneavoastră, dacă aveați o casă construită în 91, care acum, conform legislației, nu mai corespunde, ce să fac? Vă dărâm casa? Nu, vă rugam să explicați păi că nu, sunt, nu, probabil au venit proprietarii și o spune, domnule, dar ce facem? Nu, deci, ca idee, în momentul în care au expirat aceste contracte de concesiune, pentru scoaterea din nou la concesiune, trebuie realizat un puz. Aceasta este legislația în momentul de față. E obligația primăriei. Nu e obligație, e obligația celui care solicită concesionarea. Nu e obligația primăriei. Și dacă 20 se unesc, fac un puz. N-am nicio problemă să fac acel puz, dar prin acel puz vă spun eu că sunt foarte multe situații care nu mai respectă legislația actuală și e greu să primească. Plus că acel puz iarăși costă niște bani. Și încă un lucru pe care... Încă o chestie. Da. Și mai e un risc. Pentru că eu scot la licitație și e o licitație publică, poate să vină unul cu bani mai mulți și ia locul de parc, ia locul cu tot cu garaj. Ia. Mai explicați-mi un lucru, că n-am înțeles. Apă contorizată de primărie special pentru... Irigat.
irigat. Da. Există așa ceva? Da, avem anumite zone în oraș unde la solicitarea asociațiilor de proprietari am creat niște cămine unde am pus apometre care apă este plătită de către primărie, tocmai pentru irigarea spațiilor verzi din asociație. Și are contract primăria separat pe cu apa servă. Cu apa servă. Da, bineînțeles, primăria are contract cu apa servă. Mă gândeam că vă referiți la hidranții care există. Nu, hidranții e altceva. Și bă, hidrofoarele, ce spunea doamna Flora, e totul altceva din puțuri. Deci sunt cămine speciale? Sunt cămine speciale realizate pentru Primăria Municipiului Roman cu apometre pentru Primăria Municipiului Roman. Și noi oferim acolo posibilitatea asociațiilor de proprietari să irige zonele respective. Le-am pus la dispoziție și aspersoare, le-am pus la dispoziție și furtune. Aspersoare, da. V-am spus în timpul întrebării, dar n-ați fost atentă. Motopompe, zic eu. Da, pe... pe aproape. Motopompa atinge apa la aspersoare. Da, era pe aproape. Era pe... Da. Vă mulțumesc și eu și dacă tot e săptămâna asta lui 8 martie, dați-mi voie și doamnelor și domnișoarelor din presă să vă urez la mulți ani, să aveți o primăvară frumoasă, o zi frumoasă de 8 martie. Și